Tenis, Irina Bara, Daria Stakova, marți, ora 15, Digi Sport 2. Liga 2, Spartak Progres, Dinamo, joi, ora 18, Digi Sport 1. Suma este considerabilă, în special pentru fotbalul românească, dar Gigi Becali a explicat că a fost de acord să plătească pentru că îl vede pe David Miculescu ca pe o investiție care va fi profitabilă. Gigi Becali a folosit inteligența matematică la transferul lui David Miculescu. În același timp, Gigi Becali a transmis că a fost folosit și de inteligența matematică, luând decizia de a plăti clauza de reziliere autea David Miculescu, deoarece, prin urmare, clubul Arad nu a putut solicita procente ale unei posibile revânzări. Trebuie să aveți puțină inteligență. Nu mai puteți cere procente dacă plătiți clauza. Trebuie să aveți inteligență matematică. Dacă descriem, luăm 800 de mii, mai mult de 7 milioane dacă ne calificăm mai mult. Am făcut-o cu capul meu, a spus Gigi Becali, la conferința de presă pentru David Miculescu. David Miculescu are o clauză de finalizare de 50 de milioane de euro. David Miculescu a semnat cu FCSB un contract de 5 ani, care are, de asemenea, o clauză de finalizare în valoare de 50 de milioane de euro. În aceeași conferință, Gigi Becali a anunțat că va fi fericit să le vândă pe David Miculescu și cu doar 10 milioane de euro. Nu poți ajunge la 20 de milioane sau 10 milioane. De ce să nu le dai 1,7 milioane? Mai ales că nu îmi dau 3 milioane în Tanase și dau 1,7 milioane în Miculescu, a spus David Miculescu. Etichete Gigi Becali, David Miculescu. Uită-te la știri Digisport, roșii pe Google News.